jaziști artiști au prezentat pe acea scenă anumite aspecte foarte poate rasite la adresa romilor, cum s-a făcut lumea și cum Dumnezeu a alungat pe țigani. Iată un termen folosit excesiv în televiziune și la radio, neamendat de CNA. Au folosit aceste cuvinte rasiste împotriva romilor și cum Dumnezeu i-a alungat pe romi din rai. Și CNA nu a luat nicio măsură împotriva acestei televiziuni. De asemenea, la radio au auzit zilnic și chiar și la televiziune politicieni care vorbesc despre romi în termen peorativ și promovează cu greu, la greu, rasismul împotriva romilor. Și cu toate acestea, CNA, care are rolul de a amenda asemenea acte și asemenea modalități de a prezenta pe romi, nu ia nicio măsură împotriva acestor televiziuni și acestor posturi de radio. Cerem CNA-ului ca să se sesizeze împotriva acestor televiziuni și împotriva acestor posturi de radio și să facă ceea ce trebuie făcut, să amendeze aceste televiziuni și aceste posturi de radio. De asemenea, dorim ca termenul de țigan, de fiecare dată când apare, în sens peorativ în aceste emisiuni, la aceste televiziuni și aceste posturi de radio, CNA să amendeze aceste televiziuni. Am avut o discuție în programul mai devreme de la CNA și mi-a spunea că nu poate să amendeze politicienii. Da, nu poate, nu este rolul CNA-ului să amendeze politicienii. CNCD-ul ar trebui și ei să se sesizeze, dar CNA-ul trebuie să amendeze și să ia măsuri împotriva televiziunilor și posturilor de radio care promovează și încurajează rasismul. Am văzut de asemenea nu de mult pe scena Ateneului sau așa și niște artiști cu promovate de Dan Buzuc acolo cu ocazia trenilor Gopo. Vă amintiți, toată lumea știm asta, a fost chiar media online și la televiziune o mare dezbatere. Dar ce a frapat pe noi cei care luptăm împotriva rasismului activiștii a fost că toți acești artiști ai țării noastre, ghilimelele de rigoare, nu au protestat împotriva modalității de interpretare și împotriva romilor alocuțiunile lor și ce au prezentat ei. Deci chiar și acolo s-a promovat rasismul. Din nou CNA-ul și-au fost dezbatere la televiziune și media online, n-a luat nicio măsură. Ok, avem ca doamna care și mai devreme ne-a spus că a venit și la Nacionalitatea Maghiară și ni s-a dat posibilitatea să avem și noi emisiune este un lucru pozitiv, dar nu te spus cu asta când în televiziune și la radio peste tot zilnic, credeți-mă, eu știu cum face mult mașina și aud la radio zilnic, dar cum se promovează rasismul în țara asta, unde o să ajungem dacă în continuare prin media, prin televiziune și radio, rasismul este o virtute în rândul televiziunilor și poate crește chiar audiența promovându-se rasismul. Oare trebuie să protestăm în continuare ca să nu ajungem în situația celui de-al doilea război mondial cum a fost cu Holocaustul? Cerem CNA-ului să amendeze și să ia măsuri, să-și îndeplinească rolul pe care îl are prin lege împotriva rasismului și împotriva tuturor actelor de discriminare și împotriva tuturor formelor de rasism care se întâmplă în televiziune și radio. Au intrat, bravo! Mai acum cine a nu mai lăsat? Fă-ți datoria, CNA!
datoria, ce ne-a? Fă-ți datoria, ce ne-a? Fă-ți datoria, ce ne-a? Fă-ți datoria, ce ne-a? Fă-ți datoria, ce ne-a? Vrei să vorbești? Jos rasismul, 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 jos rasismul. Radio, cuvântul acesta este folosit excesiv de cei care moderează aceste emisiuni, de participanții la emisiuni și cele au în cei 6 ani de când a trecut de la această lege, n-a reușit să scoată din emisiuni și din toate emisiunile de la radio și televiziuni, n-a reușit să scoată acest termen peorativ care ne aduce profunde jigniri nouă ca etnie de rom. Este greșit și ilegal să fie folosit termenul țigan. Cu atât mai mult în emisiuni public, de radio și de televiziune este greșit să fie folosit acest termen. Cerem CNA-ului de fiecare dată când este folosit acest termen să amendeze acele televiziuni și acele posturi de radio. CNA, fă-ți datoria! CNA, fă-ți datoria! CNA! Fă-ți datoria, ce ne-a! 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 Fă-ți datoria! Fă-ți datoria, ce ne-a! 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 Fă-ți datoria! Deci a fost dus la CNA împreună cu Aldeza. Uite-mă că avem și sunet. Vino puțin acum Aldeza lângă mine. O să vă spun ce s-a întâmplat acolo. Am avut o discuție, o discuție amicală și foarte deschisă cu doamna președinte, secretar de stat a CNA-ului, care ne-a promis că vom fi invitați să participăm la ședința Consiliului de peste 2 săptămâni, pentru ca recomandările noastre să fie preluate și transmise televiziunilor și posturi de radio. 1. 2. Ne-a spus că ar fi bine și sunt deschiși către asta să acordăm licență pentru televiziune romă și radio rom. Pentru asta cineva trebuie să ne pună și trebuie să vorbim ulterior ce vom face legat de asta. 3. Prejudecățile și defăimarea de tip divertisment nu intră la capitolul discriminare, pentru că nu e lege. Dar acum o să discutăm legea audiovizualului și pe articolul 48 din legea 47, din legea audiovizualului, trebuie să facem recomandări ca și defăimarea unor grupuri în ce să intre sub incidența legii. Facem. Și două săptămâni se termină, ca să știți și asta. Și încă ceva. Orice discriminare promovată prin mijloace mass media, orice defăimare la adresa romilor, trebuie sesizată CNA-ului. Ei monitorizează, n-au sesizat în ultimul timp multe cazuri, noi le-am arătat câteva cazuri.
eficiente, motiv pentru care a fost rugat să stabilim o punte de legătură prin sesizări individuale pe care urmează să le facem, ori de trăiește incidente. Deci, protestul vostru, al nostru, a fost succes, așa că noi putem să strigăm Arăsel! 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 Acum vom merge de aici, în altă parte, vom merge unde este o problemă reală. O problemă curentă, o problemă imediată, ceva violent. Da? Ne vedem la masă, în principiu, nu? Da. Bun, mulțumim frumos! Asta a fost Arăsări cu toți. Și urmează să avem și alte proști și manifestări. Mulțumim frumos! Vreau să-ți vrea și jandarmerie,